Echipele naționale U19 și U18 ale României și-au încheiat acțiunile de pregătire ale verii. După victoria cu Israel și remiza cu Bosnia-Herțegovina, joi seara au avut loc partidele revanșă. România U19 a trecut cu 1-0 de Israel, iar tricolorii U18 au cedat în fața Bosniei-Herțegovina U18 scor 2-3. La scorul de pe tabela în partida cu Bosnia-Herțegovina a contribuit și faristul Yanis Malama, care a reușit să deschidă scorul în minutul 20, transformând o lovitură liberă.